Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru. În această seară vom învăța cum să ne întărim unii pe alții. Nu că n-am fi făcut-o. A făcut-o Domnul mai întâi, am făcut-o și noi. Dar vreau să ne întărim în a ne întări unii pe alții. Scriptura ne îndeamnă să veghem unii asupra altora, să ne întărim, să ne sprijinim, să ne încurajăm, să ne mângâiem. Operații simple, dar atât de necesare. Căci, vorba unui înțelept, orice cap tare are și un loc moale. Cât e cutia craniană de puternică, știți că în mod special la copii există acel loc moale în creștetul capului și așa este fiecare om. Oricât pare de robust, de cimentat, are o latură unde este mai slab și acolo, în mod deosebit, trebuie să fie întărit. Iată ce sfătuia în privința aceasta Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14. Câteva activități, parte din ele le-am studiat în lecțiile trecute, altele urmează să le abordăm în viitor. Și între ele o să găsim și ceea ce vrem să învățăm în această seară. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială și acum, ceea ce ne interesează, să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi. O lucrare absolut necesară. Cum să o facem, în ce situație este absolut necesară? Pentru că, deși există daruri consacrate de îmbărbătare, de ajutorare, și acei oameni o vor face cu o abilitate mai puternică, mai dezvoltată, este totuși nevoie ca fiecare să dea o mână de ajutor, vorba noastră obișnuită. Fiecare poate să ajute cu ceva. Pe lângă acele daruri speciale de îmbărbătare. De aceea vă citesc mai întâi din Roman 12, versetul 8, despre darul consacrat și apoi despre nevoia generală de veghere, de sprijinire, de ajutorare. Roman 12, 8. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, adică să o facă în mod constant. Aceasta e lucrarea lui, unii au un dar special în a încuraja pe alții, în a îmbărbăta. Dar ca și lucrare generală, vă citesc din Evrei capitolul 12, de la versetul 12, pagina 1185. Și luați sfatul acesta ca din partea Domnului, este precizat în Scripturi. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Croiți scărări drepte cu picioarele voastre pentru ca cel ce școpătea să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcini de amărăciune, să vă aducă turburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Deci, această lucrare se întinde de la întărirea celor slabi până la observații în a nu se produce vreo alterare, vreo abatere de la adevăr. Într-o primă parte vreau să observăm mai în profunzime necesitatea ajutorării fraților și surorilor noastre. Și în a doua parte vom vedea câteva modalități de întărire, de sprijinire reciprocă. Scriptura ne îndeamnă așadar să întărim pe cei slabi. Se poate observa atât din conținutul Scripturilor cât și din realitatea vieții de creștin că datorită slăbiciunilor firii omenești, carnea este neputincioasă.
Datorită luptelor spirituale se înregistrează o tendință generală de slăbire spirituală, o formă de anemie în duh. Și dacă ar fi să luăm analizele din când în când la frățietate, vom observa că există o tendință spre un minim, ba unii sunt scăzuți sub un minim acceptabil, să-i zicem. Iată câteva sfaturi din epistola adresată evreilor pe linia aceasta. Evrei, capitolul 3, mai întâi, de la versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Și ca să nu se întâmple așa ceva, iată sfatul. Ci îndemnați-vă unii pe alții. Cred că deja s-a încetățenit expresia aceasta în aceste lecții, unii pe alții. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Iată o îndemnicire cotidiană. Câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deci când vedem că frații noștri au o tendință de slăbire, repede să îi îndemnăm ca să nu ajungă la o pietrificare, la o împietrire, la o stare de insensibilitate spirituală din care greu mai pot fi treziți. De exemplu, un om care dă să țipească la volan poate doar o scurtă atenționare îl readuce într-o situație de vigilență, dar un om care este adormit într-un pat, poate dacă doarme așa greu, vă dați seama cât durează de câte ori trebuie să-l miști până se spală pe ochi, până din nou este apt pentru o lucrare. Tot din Evrei vă citesc acum din capitolul 6, versetul 11, unde din nou suntem îndemnați la veghere. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu leneviți, ci să călcați pe urme celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Deci să fim foarte atenți asupra stării noastre. Și tot din Evrei, un îndemn la veghere, capitolul 10, versetele 24 și 25. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Poate, zic, o aplicație practică pentru noi, avem aici în hol listele pe cartiere, n-ar fi rău să trageți cu ochiul, să vedeți care sunt familiile de credincioși din cartierul dumneavoastră, să le vedeți în atenție, să îi puteți ajuta, să îi încurajați, poate să vă vizați la nevoie, să îi îndemnați să vină la biserică, să ne ajutăm unii pe alții. Pentru că, așa cum spuneam la început, orice om cât ar fi de puternic poate înregistra momente de slăbire. Și este suficient să ne amintim de un profet Ilie foarte puternic, o dârzenie puțin întâlnită. Dar în cartea 1 Împărați, capitolul 19, după un moment de izbândă spirituală, datorită amenințărilor Izabelei, îl găsim într-o stare aproape depresivă, din moment ce dorea să moară. Scrie în 1 Împărați 19, la pagina 382, că el a zis, conform versetului 4, destul, acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Și Domnul a preluat rolul de a-l ajuta, de a-l întări, i-a dat să mănânce, l-a pus să se odihnească. Apoi, după ce el iarăși se plânge în versetul 10, răspunzând întrebării Domnului, ce faci tu aici, Ilie? Domnul a stat de vorbă cu el. Iată ce spunea el. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur. Aici se pare că era problema lui. Singur nu mai avea puterea să se lupte. Și chiar viața lui era amenințată. Domnul i-a spus că trebuie să lucreze mai departe. Dar printre altele a spus că mai sunt alți 7.000. Cred că aceasta
l-a revitalizat puțin, alături de celelalte operații pe care Domnul le-a efectuat în întărirea lui. De asemenea, pe lângă aceste slăbiri spirituale, datorită problemelor familiale sau de boală, ființele credincioșilor sunt zdrobite și au nevoie să fie întărite, să fie înviorați, să fie mângâiați cei care se află în asemenea situații. Sunt decese în familie, sunt boli cronice care uzează, sunt altele spontane care șochează. Și în Proverbe este scris, cităm două versete despre stările acestea și efectele lor. Iată ce scrie în capitolul 14, versetul 13. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. El este iminent în viața oricui. În Eclesiastul 9 nota același Solomon, viitorul este imprevizibil. Și tot din pildele lui Solomon, vă citesc din capitolul 18 cu 14, Duhul omului îl sprijinește la boală, dar Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Deci este nevoie de cineva să ridice. E doborât. Cred că și de aceea Domnul ne trimite la bolnavi, nu doar să le ducem ceva de mâncare, că doar în general la spital li se oferă, dar au nevoie să fie întăriți. De ce să vizităm pe cineva care este imobilizat la pat, la domiciliu? Fiindcă trebuie să fie încurajat. Are nevoie de sprijinul celorlalți, datorită problemelor prin care trece, datorită supărărilor care le înregistrează. Iată și un exemplu din cartea 1 Samuel, capitolul 1. O asemenea situație s-ar putea derula și la adunare și n-ar fi rău să veghem, să observăm ce stare au cei de lângă noi, să fim sensibili. Că au unii grijă să înțepe, dar trebuie să fie alții care să aibă grijă să scoată spinii, să panseze, să pună un de lemn pe rană. 1 Samuel 1 cu 78 și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, pe Lina o înțepa la fel. Atunci a plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți-e întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Și starea ei a fost cel puțin în parte ridicată. Ea s-a rugat și astfel a putut să mănânce și să aștepte îndurarea lui Dumnezeu. Să mai adăugăm un cuvânt și din Noul Testament, din 1 Tesaloniceni, capitolul 3, unde vom vedea că Apostolul Pavel, despre care vom afla mai multe adevăruri în această seară, avea grija aceasta despre starea spirituală, despre situația de putere sau de slăbire a credincioșilor. 1 Tesaloniceni 3, de la versetul 1. De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu, în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbăteze în credința voastră. Rețineți, n-avea nevoie de o învățătură, știau ce trebuie să fac. Erau slăbiți. Pentru ca nimeni de voi să nu se clate în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. De exemplu, sunt cei 15.000 de sinistrați din țara aceasta. În special pentru credincioșii de acolo, care îi cunosc, cade sarcina aceasta să îi îmbărbăteze pe ceilalți, poate cu sfaturi, că altora au fost răpite averile, au fost expulzați, să îi întărească ajutându-i. Cred că se va impune să facem și noi ceva în mod concret pe linia aceasta, în a ne ruga, în a ajuta chiar material.
ca cei ce se află în situații de a fi doborâți la pământ să poată fi ajutați, înviorați. Pavel a și prevenit asupra acestor stări, că scrie de la versetul 4, și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră de teamă ca nu cumva să vă fie ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Deci, în momente de slăvire, omul este mult mai slab și în fața ispitilor și poate cădea mai ușor. Deci, sunt motive de slăbire. Așa că avem și motive ca să îi încurajăm pe ceilalți. De asemenea, trebuie să-i sprijinim pe cei ce lucrează. Nu știu în ce măsură vă dați seama câtă nevoie au cei care predică, prorocesc, cântă, fac alte lucrări de misiune, să fie sprijiniți. Și Scriptura spune că e vai înaintea lui Dumnezeu de cei nepăsători în Sion, de cei care nici ei nu fac ceva și nici nu-i sprijinesc pe cei care fac. Dar ferice, am putea spune în antiteză, de cei ce veghează de ceea ce se petrece acolo, de cei ce îi întăresc pe cei ce fac ceva. Pentru că mai există pe deasupra, nu doar fenomenul de slăbire, dar există chiar intruș, adică oameni infiltrați pentru producerea slăbiciunilor, niște unelte ale diavolului, ale răului. Iată ce scria profetul Ieremia în cartea sa, la capitolul 48, versetul 10, despre cei care nu bagă de seamă asupra ceea ce se întâmplă. Un cuvânt greu, blestemat să fie cel ce face cu nebăgare de seamă lucrarea Domnului. O urgie. Amos, la rândul lui, înaintea lui Ieremia, cronologic, socotind lucrurile, scria în capitolul 6, versetul 1, la pagina 889, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei, oameni indiferenți de ceea ce se întâmplă. Este o necesitate de a-i sprijini pe cei ce lucrează. Iuda, la rândul lui, fratele Domnului, scriind în epistola sa, considera o necesitate, spune el, m-am văzut silit, să vă îndemn, să vă luptați pentru credințe. De exemplu, într-o vreme în care liberalismul câștigă teren, teologia morții lui Dumnezeu, în absențe a intervenției lui în umanitate, obligă ca cei care se luptă pentru o credință mai aproape de Scripturi să fie sprijiniți, să nu cadă în deznădejde, să nu se vadă singur pe baricade, să spună ceilalți au capitulat în fața lumii acesteia, noi suntem mai grozavi. Diavolul pe ei îi provoacă să cedeze și ei și atunci au nevoie să fie încurajați. Ba pe deasupra scrie în versetul 4 că sunt unii strecurați printre noi, au fost și printre cei de atunci, oameni neevlavioși, care deviază harul lui Dumnezeu și îl schimbă în desfrânare și tăgăduiesc pe Domnul. În asemenea situații, cei care lucrează, cu atât mai mult au nevoie de sprijinul nostru. Iată un exemplu concret. Citim câteva referințe din cartea Nemia. Amintiți-vă că acest om a venit din capitala Susa la Ierusalim pentru a rezidi cetatea și avea acolo niște oameni săraci, slabi, pe care i-a îmbărbătat la demararea lucrărilor și imediat au venit dușmanii. Și scrie aici în capitolul 2 de la versetul 18, pagina 499, că el l-a istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului lui fusese peste el și ce cuvinte îi spusese împăratului. Ei au zis să ne sculăm și să zidim și s-au întărit. Deci până atunci fuseseră slabi, că dacă n-ar fi fost slabi, ar fi zidit și fără Nemia.
Dar imediat în versetul următor este scris că s-a îmbalat horonitul, Tobia, slujitorul amonit și Gheșem, arabul, fiind înștiințat, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. I-au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și apoi întorc o foaie în scripturi și citesc din capitolul 4, unde de la versetul 1 este scris că acești dușmani și-au bătut joc de ei, i-au disprețuit și s-au opus cu toate puterile, în diverse forme. Iată ce scrie în versetul 5. Nemia spunea, nu-l ierta fără de lege păcatul lor să nu fie șters înaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. E mare păcat. De neiertat, aș spune, să necăjești pe cei ce lucrează. Când oamenii aceștia au nevoie să fie încurajați. De exemplu, vezi un frate care de mult s-a pornit să meargă în misiune. Și te poate folosi diavolul cu vorbă. Poftim și tu, ai ajuns apostol sau ce cu tine? Și predicator, da? Ce e asta? O grenadă așa de mână aruncată. În mod ofensiv din partea diavolului. Dar ce bine să-l încurajezi. Nu să-l împingi la mândrie. Dar să-i spui, cu veghere, cu pregătire sfântă, fă ceva pentru numele Domnului, că își va fi în final o răsplată dată de Domnul. Câmpul este mare și este nevoie de lucrători. Întărește-i, sprijinește-i pe cei care vezi că sunt doborâți și numai au puterea să lucreze. Nemia i-a încurajat în permanență. Apoi în capitolul 6 este scris că piedicile au urmat. El a fost ispitit să cedeze, să-i fie teamă. Și scrie aici, în capitolul 13, și câștigându-l astfel, pe un asociat al lui, nădăjduiau cam să mă tem, să-mi fie frică. Și am să urmez sfaturile lor să fac un păcat. El din nou se roagă și scrie în finalul versetului 14, căutau să mă sperie. Deci tot timpul vor fi oameni care încearcă să slăbească pe cei care lucrează. Nu că avem nevoie să ne facă cineva galerie, dar orice om simte nevoia să fie încurajat când face ceva. Dacă vezi pe cineva că s-a apucat de un lucru, în grădină, sau să construiască o casă, du-te și spune, băi, și amar, nu o să iasă nimic, nici până la primul cutremur nu rămâne. Asta îl ajută? Spune frumos cărămida mai departe? Chiar dacă are nevoie de observație că ceva n-a lucrat după regulile lucrării sale, dar trebuie încurajat ca să poată lucra cu nădejde. Ba mai mult decât atât, orice slujire necesită un ajutor. De altfel, darul ajutorărilor, în fondul său înseamnă a-l ajuta pe cineva să-și facă lucrarea lui, fiindcă nu poate face singur în mod desăvârșit. Gândiți-vă, de exemplu, am vorbit de construcție. Cât ar înainta un zidar într-o zi, dacă n-are un ajutor lângă el, dacă nu-i cineva să-i dea cărămizele la mână, dacă nu-i cineva să fie la betonieră să-i facă mortar, să le facă el pe toate. Dar sunt lucrări care nu le poți face singur. Este nevoie să țină cineva de celălalt capăt a grinzii, chiar dacă tu ții de capătul cel gros, de partea grea. Să facă cineva o lucrare mai secundară, dar să te ajute. Hai să observăm un exemplu din epistola adresată de Pavel Filipenilor la capitolul 2. Citim aici despre ajutorul pe care îl dădea Timoteului Pavel. El scria acestei biserici prea iubite, 2:17, în continuare, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Și-i drept toți umblă după folosele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu toată lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei.
Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. El era în temniță atunci. Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu, dar până atunci, după cum el m-a ajutat, vă va ajuta acum pe voi. Același lucru scrie Pavel lui Filimon în epistola adresată despre Onisim, a cărui nume era chiar simbolic, folositor. Iată cum citim de la versetul 10. Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor, dar care acum îți va fi folositor și ție și mie. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș fi dorit să-l țin cu mine ca să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Tot din temniță scria despre Luca, despre Marcu, slujitorul de ajutor. Deci fie că avem slujbe aproximativ de aceeași dimensiune în lucrare sau diferite, avem nevoie să ne ajutăm unii pe alții. Și mai găsesc un exemplu frumos în Vechiul Testament, în cartea 2 Împărați, capitolul 10, unde Ioab face o propunere și o încurajare către fratele său Abishai. Deși lucrau pe fronturi, luptau pe fronturi diferite, era aceeași luptă pentru aceeași țară. 2 Samuel 10, de la versetul 11. El a zis, dacă sirienii vor fi mai tari decât mine, să vină ajutorul meu. Și dacă fiul lui Amon vor fi mai tari decât tine, voi veni eu să te ajut. Un ajutor reciproc. Fi tare și să ne arătăm plin de bărbăție pentru poporul nostru și pentru cetățile Dumnezeului nostru și Domnul să facă ce va crede. Aș putea spune că astfel de cuvinte ar trebui să fie între slujitorii de la diferite biserici. Voi luptați-vă acolo, noi vă ajutăm la nevoie. Dacă voi veți deveni mai puternici, veniți să ne ajutați. Și astfel facem împreună lucrarea Domnului și Domnul să ne ajute El de deasupra cu puterea ei mare. Deci, în concluzie, ca să fie ușor de ținut minte, este nevoie să ne întărim că luptele în Duh și problemele pământești ne slăbesc. Și de asemenea este nevoie să ne sprijinim că și lucrarea Domnului necesită acest sprijin reciproc. Să observăm acum într-o a doua parte cum să ne întărim. Ce putem să facem să ne sprijinim unii pe alții? În primul rând, fii alături de frații tăi. Nu poți să ajuți pe cineva dacă nu ești lângă el. De aceea înțeleptul zice, mai bine un prieten aproape decât un frate, departe. La ce să mă ajute dacă e departe? Nici nu știe ce am, nici nu mă poate ajuta. Hai să zicem că acum mai dă un telefon, dar în vremurile vechi nu se putea ajuta de la distanță aproape cu nimic decât cu o rugăciune. Fii alături de cei care au nevoie de întărire. Am citit despre un om care într-o zi trebuia să meargă la o mormântare la una dintre rudenile soției lui. Nici nu le cunoștea bine, era căsătorit de curând, nu cunoștea bine nici adresa și a nimerit undeva în același cartier la o altă mormântare. După ce oamenii s-au adunat, el și-a dat seama că nu-i vorba de rudenile nevestei lui, dar el deja apucase să consilieze pe văduvă, care era într-o stare deplorabilă, și-a mângâiat-o și i-a spus câte ceva și a stat acolo tot timpul, ca între rudenii, știți cum se stă lângă sicriu. La finalul mormântării spune femeia, soția celui decedat, domnule, dacă n-ai fi fost aici, nu cred că aș fi rezistat. Numai Dumnezeu te-a trimis. El a întărit-o mai departe și a plecat fără să spună că el de fapt plecase la altă adresă. Și a cerut scuze numai soției la gata. Când a fost la mormântarea rudeniei. Este nevoie să fim alături de oameni în diferite situații.
să îi putem sprijini într-un moment sau într-o lucrare grea. Că noi știm că ar trebui să ne îmbărbătăm pe noi înșine, dar nu întotdeauna putem. Fiecare trebuie să se îmbrace pe sine să nu-i fie frică. De alte ori este mai bine să fie cineva lângă tine, că se încălzește mai repede în camera aceea sau în mașina aceea. Oricum, să nu dea vina nimeni pe ceilalți să spună, dacă mă întăreau, eu nu cădeam. Deci mai întâi trebuie să te sprijinești pe Domnul și pe propriile puteri chiar, nici chiar singur să nu cadă cineva. Dar noi învățăm prin lecția noastră ceva mai mult. Vă dau un exemplu din 1 Samuel, capitolul 30, despre David, care a ajuns într-un moment singur, aș putea spune, deși avea lângă el oameni, dar nu mai erau lângă el într-un mod sufletesc de întrajutor, erau doar fizic pe acolo. El era fugărit în locuia la Țiclag, în vremea aceea, încă urmărit de socrul său, Saul. A plecat pe front împreună cu filistenii, a fost trimis înapoi de teamă să nu întoarcă armele în favoarea evreilor. Între timp, amaleciții năvăliseră și luaseră din localitatea sa de rezidență toți oamenii și toate averile. Și când s-au apropiat de sat, nu mai era nimic decât tăciuni, fum și cenușă. Scrie în versetul 4, atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cine să le șteargă lacrimile? Plângeau toți. Cele două neveste ale lui David fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare că și poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, fiindcă toți erau amărâți în suflet din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Deci, n-aș vrea să fiu înțeles greșit și întotdeauna când suntem slabi să spunem, acum trebuie să vină cineva să mă întărească. Mai întâi să te sprijinești pe Domnul. Și apoi, David a putut să încurajeze el pe ceilalți. S-au mobilizat și au recuperat prăzile. Dar dacă nici David nu se mai îmbărbăta, poate toată istoria s-ar fi schimbat. A fost un moment critic atunci. Însă Domnul l-a scos biruitor. Și apostolul Pavel a trecut printr-un asemenea moment dificil, descris în cartea 2 Corinteni, capitolul 1, citim mai multe versete, începând cu versetul 3. Ca să știți că ce suntem noi învățați să facem, face Domnul mai întâi. El este alături de noi. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeu oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Deci Dumnezeu știe că avem nevoie să fim mângâiați, să fim întăriți. Pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, rețineți acum, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Personal, cred că după ce David a fost întărit în Duhul lui, el a putut să întărească pe ceilalți. Fiecare plângea, nu mai am nevastă, nu mai am copii. Și David putea să spună, nici eu nu mai am. Două am avut și nu mai e niciuna. Dar Domnul ne va sprijini. Vom recupera ceea ce am pierdut. Și așa s-a întâmplat. În versetul 5 se spune că mângâierea este direct proporțională cu necazurile. Iar apoi descrie de la versetul 8 necazul ce l-a avut. Nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult. Cum? A fost o măsură de necaz mai mare decât dimensiunea, decât capacitatea apostolului. Da, am spus de la început, orice cap tare are și un loc moale. Oricine are nevoie să fie întărit în anumite momente. Așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Banca ne spunea gândul că trebuie să murim. Pentru ca să nu ne punem în credinea noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morți. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă.
Voi înși vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre. Pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Deci, ne sprijinește Dumnezeu, ne mângâie, dar e absolut necesar să fim și noi alături de frații noștri în asemenea situații. De exemplu, când moare cineva, nu stăm doar lângă cel mort, pentru că ne-a legat o prietenie, o relație de familie, de biserică sau de societate, ci stăm lângă cei vii. Nu la fel de ușor trece, cum dădeam chiar așa de exemplu, o familie care pierde un om, poate la o vârstă mai puțin obișnuită, pe cineva, dacă are la înmormântare mai mulți lângă el, care cântă, care plângă alături de el. Vă amintesc acea întâmplare când o mamă și învăța copiii în fiecare zi să fie atenți că Dumnezeu le pregătește o faptă bună de făcut. Și seara a venit la raport să-și depene întâmplările de peste zi. Primul a zis, eu mergeam cu mijloc de transport și am văzut o femeie mai în vârstă, n-aveam să stea, am oferit scaunul meu. Foarte bine. Altul a zis, un coleg de-al meu n-a avut sandwich la școală, părinții mai săraci, l-au împărțit în două pe al meu și am servit împreună. Foarte bine. Și al treilea a zis, știi, mamă, că nu departe de noi este grădinița și un copil dimineață, era singur acolo în marginea drumului, a căzut și plângea. Nici n-am putut să vorbesc cu el, că nu a zis nimic. Am stat lângă el și eu și am plâns până când a venit cineva să-l ia. Și mama a zis, pentru astăzi tu ai premiul întâi. A stat lângă el. Știți, Domnul spunea, Matei 25, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Fii lângă frații tăi în asemenea situație. Este foarte necesar. Gândindu-mă în Biblie să vă dau de aici un exemplu, m-am oprit la cartea 2 Samuel 21 și vreau să vă gândiți ce relevanță are asta. Datorită unor probleme de călcarea jurământului dintre evrei și gabaoniți, n-a fost nevoie să fie spânzurați câțiva oameni din neamul lui Saul. Și o mamă a făcut gestul scris de la versetul 8, unde sunt descriși cei uciși, și apoi citim doar de la versetul 10. Rizpa, fata lui Aia, a luat un sac și l-a întins sub ea peste stâncă de la începutul seceratului până când a căzut peste ei ploaie din cer și a oprit păsările cerului să se apropie de ei în timpul zilei și fiarele câmpului în timpul nopții. Au înștiințat pe David despre ce făcuse Rizpa, fata lui Aia, țiitoarea lui Saul. Deci a stat lângă ei morți să alunge păsările și fiarele să nu-i devoreze. Cu ce putea să-i mai ajute pe morți? Conștiința ei de mamă a făcut-o să nu se depărteze de ei, dar conștiința noastră de frați nu ne provoacă să fim alături de frații noștri vii, nu morți. Noi putem să-i încurajăm cu ceva. Poate după ce mor putem spune ca David, acum ce mai pot face? Mă spăl și mănânc. Da, până este viu, poți să faci ceva. Valorează foarte mult o asemenea întărire și poate numai cei care au trecut pe acolo pot să-și dea seama de ce ajutor a fost cineva care a stat lângă ei. Asta presupune să colaborăm, să ne mai dăm câte un telefon, să ne vizităm, să ne interesăm discret de situația, de starea celorlalți, fără să abuzăm, să intrăm noi forțat în casa cuiva. Că știți, trebuie să ne vizităm cu grijă pentru a nu obosi pe cineva. Dar este nevoie ca această veghere, cu oarecare intermitență, cu regularitate, să fie o lucrare prețioasă între frați. Cred că are de-a face cu legătura frățească. Hai să citim câteva referințe și ne ajută să înțelegem mai bine. În epistola scrisă de Pavel Romanilor, la capitolul 1, este descrisă dorința lui de a se duce la Roma.
Iată ce zice aici de la versetul 11, căci doresc să vă văd, ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră. Sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Noi poate nu avem vreun dar duhovnicesc să le dăm altora, să ne punem mâinile peste ei, să primească Duhul Sfânt sau să se producă alte minuni, dar să ne îmbărbătăm împreună putem, nu? Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi ca să culeg un rod printre voi ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Poate sunt piedici obiective, n-am putut. Din punct de vedere a orarului, a capacităților fizice, a posibilităților financiare. Dar dacă putem să ne vizităm ca să ne ajutăm după cum este nevoie. Un alt exemplu plin de valoare este în 2 Corinteni, capitolul 2. Vreau să mă urmăriți că voi citi de la versetul 1 la 13. Pavel voia să meargă la Corinteni, a zăbovit puțin, fiindcă atunci când mergea la ei, voia să nu meargă cu nuiaua, cum spunea el, ci cu Duhul blândeții și să-i poată ajuta și întări. Am hotărât dar în mine să nu mă întorc la voi cu întristare. Căci dacă vă întristez, de la cine să mă aștept la bucurie, dacă nu de la cel întristat de mine? Și v-am scris cum v-am scris, ca la venirea mea să n-am întristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie și sunt încredințat cu privire la voi că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor. V-am scris cu multă mâhnire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Și acum vorbește despre mângăierea, despre întărirea care trebuie oferită unuia care a fost pus la disciplină, cum spunem noi. Și lecția aceasta este într-o succesiune logică după cea de acum o săptămână, când am învățat cum să ne corectăm unii pe alții. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți, cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Și acum, este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Că o fi păcătuit el. Dar atunci când intervine pocăința, trebuie ajutat. Dacă tatăl fiul risipitor a spus, bine băiete, ia cum te angajezi printre sluși, dar stai puțin într-o perioadă de probă. Lucrurile n-ar fi arătat ca și acum, așa cum scrie în Biblie. De aceea vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el, căci v-am scris și cu gândul ca să vă pun la încercare să văd dacă sunteți ascultători în totul. Acum ceva iarăși interesant de la versetul 12. Când am ajuns la Troa, pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o ușă în Domn, n-am avut liniște în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit, de aceea mi-am luat ziua bună de la frați și am plecat în Macedonia. Oare ce-o fi cu fratele meu? Ce s-a întâmplat cu el? Haideți să ne interesăm de cei ce au fost colaboratorii noștri, poate sunt prin alte părți, de cei care au avut probleme spirituale, o vreme au fost doborâți sau poate căzuți, să încercăm să-i ridicăm și să-i recuperăm și Domnul să ne ajute. Aceasta este o lucrare asemănătoare cu cea a îngerilor, care și ei sunt trimiși. Și acum avem un exemplu deosebit. Inclusiv Domnul a avut nevoie să fie întărit, Domnul Iisus. Este scris în Matei 4 cu 11, eu le-am inversat, că de îndată ce diavolul l-a lăsat, știți, scopul lui este să slăbească, să decimeze, să distrugă, au venit niște îngeri, s-au început să-i slujească. Dar nu numai atunci a fost nevoie să fie întărit, poate fizic atunci, după postul acela îndelung. Dar scrie în Luca, capitolul 22, versetul 43, că în Ghețiman a venit un înger și îngerii aceștia nu umblă de capul lor. Mă era pe acolo în călătorie, ca și preotul și levitul și samariteanul. Aceștia sunt trimiși cu o destinație exactă, cu o slujire precisă.
I s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească pe Domnul Iisus? Da. A fost nevoie să-l întărească. Avem și noi această nevoie. Când suntem alături de frații noștri, să nu fim niște mângâietori supărăcioși. Uneori mai sunt frați și surori grabnici să viziteze pe unul bolnav sau dobrât de întristare. Și ne întreabă la ce adresă este și ne uităm puțin la persoană. Uneori acesta o să meargă să-l întărească sau la afundă încă cu 2 cm mai jos în noroi, că nu va ști ce să-i spună. Sau nu neapărat că îl va jigni, dar poate va mai încărca și cu necazurile lui și atunci cu ce îl ajută? Devine uneori să nu-i spune la ce adresă locuiește. Sau poate îi spune sensibil, vezi, sora aceea n-ar nevoie să mă obosești. Dacă poți să-i cânți ceva, să-i spui o vorbă bună, spune, dacă nu, las-o în pace. Ajută-o. De aceea întărirea, în primul rând, este un rol a părinților spirituali, a fraților mai mari, că doar n-a putea un copilaj de 3 ani să-l ridice pe fratele său de 18 ani care este căzut acolo. Dar invers, îl poate lua și în brațe, nu? Nu poate copilul să ajute pe mama, dar mama își poate ajuta copilul. Deci, pe măsură ce am crescut în credință sau suntem mai tari, după cum ne ajută pe noi îngerii și Dumnezeu, este nevoie ca și noi să ajutăm pe cei care au nevoie de întărire. Tot despre Pavel, vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, unde el vedea aici imaginea apostolică într-un rol de doică, de mamă. 1 Tesaloniceni 2 cu 7, dimpotrivă ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică ce își crește cu drag copiii. Și apoi citesc și de la 11. Știți iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui, vă sfătuiam, vă mângăiam și vă adeveream să vă purtați într-un chip vrednic de Dumnezeu care vă cheamă la împărăția și la slava sa. Deci, după cum ne întărește Dumnezeu, după cum ne întăresc îngerii, este nevoie să întărim și noi pe cei mai slabi decât noi. Amintiți-vă în câte momente de grea cumpănă, cum recunoaște Pavel că a fost în viața sa, Domnul a trimis câte un înger. Exemplu, în Fapte 27, de la versetul 23, se scrie că în timp ce mergea cu corabia aflată în derivă și aproape o epavă, un înger i s-a arătat și a zis, nu te teme, Pavele. Și apoi îl spune oamenilor, mi s-a arătat un înger, vă sfătuiesc să fiți fără teamă. El a fost întărit de înger și el a întărit pe cei 270 din corabie și au ajuns cu toții teferi la uscat, în insula Malta, au fost răniți și au putut să ajungă mai departe până la Roma. A fost nevoie de un moment de întărire după mai multe zile de post, de pendulare pe mare sub vântul Euracilon. Aceste întăriri, în primul rând, sunt prin cuvinte. Daniel, în fața vedenii dumnezeiești, a căzut cu fața la pământ. A venit un înger și a vorbit. Și Daniel spunea, cuvintele tale m-au întărit. Vorbind celor de lângă noi, cântându-le, ei pot să fie întăriți, revitalizați. Poate în fața unuia care are un deces în familie, n-ajută prea multe cuvinte. Dar o cântare, după cum ne îndeamnă Duhul, despre întâlnirea cu cei dragi, cum scrie în 1 Tesaloniceni 4 cu 18, mângâiați-vă cu aceste cuvinte, în dimineața cea mare, când o să vină Domnul și altele și altele. Acel om poate fi întărit direct prin Duhul Sfânt, pentru că una din titulaturile Duhului Sfânt este mângăietorul. Dacă Duhul Sfânt va fi în biserică, vor abunda lucrările de mângâiere, de întărire, de zidire. Așa spunea Domnul ucenicilor, citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 16.
Și eu voi ruga pe Tatăl și El va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Versetul 18, nu vă voi lăsa orfan, mă voi întoarce la voi. Deci observați cum Duhul Sfânt joacă acest rol patern? Ce face mama cu copilașul care a căzut? Îl mângâie puțin pe frunte, șterge de praf și zici că l-a anesteziat. Mare lucru! Duhul Sfânt joacă rolul acesta. Da, îl derulează prin noi. Este mângâietorul care ne este de folos. De aceea să vorbim într-un mod mângâietor cu frații noștri. Și acum vă citesc doar două versete din Proverbe. 16:21. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput. Foarte bine că știi să-i dai un sfat cuiva, dar iată cum să-i dai. Dulceața buzelor mărește știința. Oferă-i un sfat dulce, deși dacă îi dai o pastilă amară, dar pune și tu ceva glazură dulce pe ea, să o poată omul înghiți, nu? O să fie mai ușor. Sau pune un pahar de apă lângă. Și tot din Proverbe 27:9. Cum înveselește un de lemnul și tămâia inima, așa sunt de dulci sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Deci sfaturi adresate cu multă căldură, cu înțelepciune. Și în final vă dau două exemple. Cazul lui Iov, care a fost doborât până la pământ. N-a trecut nimeni dintre noi pe acolo. Au venit trei prieteni să îl mângâie. Și eu voi surprinde doar câteva din cuvintele prezentate în această carte. Așa este scris că oamenii aceștia în 2:11 au venit să-i plângă de milă, de să fie alături de el să plângă și să-l mângâie, de să stea alături și să-i vorbească. Așa se face mângâierea. Stând alături și vorbindu-i mângâietor, sfătuitor. Asta presupune să și dojenim pe cineva la nevoie, dar cu căldura necesară momentului. Dar iată câteva versete de mai târziu. Primul dintre ei a încercat să facă operația asta la rece. Și scrie din 4:3. De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tare au ridicat pe cei ce clătinau. Și ai întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine, e slab? Acum când ești atins tu, te turburi? Ce cu tine? Dar nu așa se rezolvă problema. Citesc eu mai târziu, din 6:22, când Iov ia cuvântul. V-am zis eu, oare dați-mi ceva cheltuiți din averile voastre pentru mine? Adică v-am cerut eu de pomană, că am rămas eu sărac? 24, învățați-mă și voi tăcea, faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit. O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului, dar ce dovedeți mustrările voastre? Adică, ce înțeleg eu din ceea ce voi îmi spuneți în necazul, în situația mea? Știți mai târziu, din 13:4. Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toți niște doctori de nimic. Voi încercați să mă vindecați și n-aveți cele necesare. O, de-ați fi tăcut, ce înțelepciune ați fi arătat, dacă doar stăteați lângă mine și plângeați. Mai târziu, 16:2. Astfel de lucruri am auzit eu des. Voi toți sunteți niște mângăietori supărăcioși. Voi vreți să mă mângâiați? Dar zgâriați cu unghiile. 19 de la
Versetul 1. Iov a luat cuvântul și a zis, până când îmi veți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvântările voastre? Iată că de 10 ori m-ați bajocorit, nu vă este rușine să vă portați așa? Era acolo o presiune, ispite. Și în loc să ridice, îl necăjeau și mai tare. În versetul 21 cu versetul 3 apare un aspect de care vă rog să țineți cont. Când este cineva doborât, nu trebuie neapărat numai să-i spui, trebuie și să-l asculți, să-l lași să se descarce. Poate asta face mai mult decât ai spune ceva. Lăsați-mă să vorbesc, vă rog, și după ce vei vorbi, veți putea să vă bate joc. Măcar lăsați-mă să-mi spun durerea. Dacă acest exemplu este negativ, vreau să dau și unul pozitiv și apoi un gând de încheiere. În Noul Testament, Apostolul Pavel, deși înainte a fost un om dur, un hulitor, un batjocoritor, a devenit un om cu o blândețe ca blândețea Domnului Iisus Hristos, cum el însuși scria în 2 Corinteni. Și din experiențele lui, vă citesc din 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 16. Mai întâi despre felul în care el a fost mângâiat, 2 Timotei 1 cu 16. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Ce știm noi despre acest Onisifor? Puține lucruri din Scripturi. Dar iată că i-a fost de multă mângâiere apostolului. Dar și el, la rândul lui, era unul care mângăia și întărea pe frați și ținea, aș putea spune, în echipă cu el, oameni care făceau lucrarea aceasta. Iată doar exemplu din Filipeni 2. Pagina 1152, citesc de la versetul 25, în grija lui pentru Filipeni, el scria: am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaseră că a fost bolnav. Observați că se întristau frații când era unul bolnav? Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis dar cu atât mai îngrabă ca să-l vedeți, să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru locul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Și mă adaug doar Coloseni, capitolul 2, versetele 1 și 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru toți cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Rețineți, Pavel avea în grijă și pe cei pe care nu i-a întâlnit, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Înseamnă că în frățietate n-ar trebui să aibă trecere decât veștile de încurajare, de zidire, de sfătuire. În asemenea condiții n-ar mai avea trecere clevetitorii, oamenii rău intenționați, oamenii puși pe sfaturi rele, ci doar cei care zidesc, care îndeamnă, care încurajează. La ce ajută o implicare într-o chestiune care nu ne interesează pe noi? Cu ce zidește pe cei în cauză dacă noi vorbim de rău pe cineva?
Dacă aflăm că s-a întâmplat ceva rău, încercăm să rezolvăm, să tratăm problema aceea, să o raportăm celor incompetenți. Dar nu aceasta e misiunea credincioșilor, aceasta nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este un duh de zidire. În dragoste este un duh al mângâierii, al încurajării, al îmbărbătării. Așa ar trebui să fie compactați frații, ca și celulele în trup, cu un sprijin reciproc. Și dacă așa vom face, vom avea biruință. Vor mai fi și oameni care vor încerca să strice lucrurile. Dar Duhul nostru nu se va asocia cu Duhul lor. Când David a fost fugărit de Saul, puteți lectura aceasta în 1 Cronici 12, au venit unii la el din diferite seminții și el s-a temut. Oare sunt cu mine sau sunt dintre dușmani, sunt șpion de-a lui Saul? Și el le-a spus, dacă voi sunteți credincioși și sinceri, Duhul meu se va uni cu Duhul vostru. Și atunci, unul dintre capitani pe nume Amasai a fost apucat de Duhul Domnului și a zis, suntem cu tine, David, cu tine, fiul lui Isai. Și toți împreună au adus victoria pentru toată națiunea. Așa că eu închei cu sfatul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 11. Asta în ideea că am practicat întărirea până acum și o vom practica cu mai mult succes de acum înainte. 1 Corinteni 5 cu 11. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin.